Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Candidat. Și pentru că campania electorală a dat startul în 25 ianuarie, deja și fiind în drept de a organiza emisiuni cu prezența candidaților la funcția de deputat la scrutinul parlamentar 2019, adică al alegerilor din 24 februarie, astăzi tindem să vă prezentăm invitatul emisiunii din această seară, domnul Grigorie Novac, candidat PSRM și pe listă de partid și pe circumscripție. Domnul Novac, bună seara, bucuros că ați revenit și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Votăm socialiștii, este logic, sloganul socialiștilor. Cât de logic este, domnul Novac, de fapt, ca cetățenii să voteze PSRM-ul? Deci, logica sănătoasă, de fapt, indică să votăm socialiști, având în vedere un background... Da, logica background, sănătoasă în raport de ce? Având un background destul de, să zic așa, bogat. Noi avem două fracțiuni. Avem fracțiunea în CMC și avem fracțiunea în Parlamentul Republicii Moldova. Dacă să ridicați datele statistice, adică de fapt date publice care sunt pe site-ul oficial al Parlamentului și inclusiv pe site-ul autorității publice locale, o să vedeți că fracțiunile noastre au fost destul de și foarte active. Și mă refer în primul rând la inițiativele sociale. Deci, dacă vorbim de consilierii municipali, este clar, nu au votat și nu votează. Dumneavoastră încercați acum să ne comunicați ce este logic, da? Da. În raport de slogan. Da, da. Deci nu s-au implicat în nicio schemă infracțională, nu votează principal proiecte funciare. La nivel de Parlament, la fel, majoritatea inițiativelor noastre sunt cele sociale care concret vin să ajute omul. Deci și este logic, noi suntem permanent în contact cu cetățeanul și nu doar în contact, dar și promovăm interesele cetățenilor în Parlamentul Republicii Moldova, propriu zis. Și bine, iată, cu începutul acestei campanii electorale și mai mult, de fapt, s-a tins și se tinde și este vizibil deja acea fragmentare a intereselor politice în raport cu fiecare formațiune politică, o polarizare chiar și a vectorilor geopolitici. Și aici, în acest context, în apropiere de alegeri, mai ales parlamentare din 24 februarie, PSRM-ul se declară pro-Rusia, se declară pro-Europa, poate, pro, cum mi-am și notat, probabil, pro-Moldova, sau poate pro un alt vector? Noi, bine, ce își ține de vectorul pro-Moldova a fost, nu știu cum, să zicem așa, privatizat, furat de către domnii democrații, așa să zic, actuala guvernare. Lucruri care, de fapt, nu corespunde realității, adică ceea ce se declară și ceea ce este, de fapt, nu prea se leagă. Cu siguranță, noi permanent, noi nu am promovat interesele Uniunii Europene aici la Chișinău, Uniunii Rusiei, ca să ne declarăm pro-ES sau pro-VEST. Noi trebuie să fim și suntem, de fapt, și zicem clar că suntem acea punte între Est și Vest. Nu neapărat să... Deci, la ziua de azi, de facto, avem relații deteriorate și cu Uniunea Europeană. Deci am văzut stoparea finanțării de către UE pe diferite domenii. Ați văzut cum au trântit ușa și au spus-o foarte clar rezoluțiile în Parlament. Și avem relații deteriorate cu Federația Rusă. Țineți minte, au fost și expulzări de diplomați și multe alte lucruri. Reacții dure, ba mai mult, nu știu cum ne-am permis noi, de fapt nu noi, dar guvernarea și-a permis și sancțiuni să impună Federației Ruse. Deci, de fapt, la ziua de azi avem relații deteriorate. Sarcina noastră este ca în viitorul Parlament să reanimăm, aș zice eu, aceste relații bilaterale cu partenerii noștri externi. Cu siguranță, Federația Rusă este și va fi un partener strategic pentru Republica Moldova. Or, interesul nostru este prea mare acolo. Mai mult avem noi nevoie de Federația Rusă decât viceversa. Dar asta nu spune că nu trebuie să depunem maxim efort pentru a ameliora situația și ce se întâmplă. Noi avem cetățeni care trăiesc și în Uniunea Europeană. Avem care muncesc, ori trăiesc permanent sau temporar
Dar ei sunt și sunt mulți în diferite țări. Cu siguranță nu sunt mai mulți decât în Federația Rusă, dar sunt. De aceea, pentru noi este important și acest parteneriat și la fel trebuie să avem o relație foarte strânsă de prietenie și cu vecinii noștri, cu România și Ucraina. Dar după, mai ales după alegerile parlamentare care urmează, iată, în scurt timp, nu a urma și un alt vector ulterior să apară în platforma politică în Republica Moldova, ca și cum ar fi pro-Turcia, probabil. Pentru că unde se tind a fundamenta anumite relații cu anumite țări care tind a aduce investiții sau sprijine deja cu anumite interese mușamalizate, nu le desfășurăm astă seară, se tinde a asocia și un vector. În cazul Turciei și implicarea Turciei în sprijinul anumitor scopuri, da, de infrastructură sau neinfrastructură, s-ar tinde a se asocia și pe vector și în cazul Turciei? Cu siguranță Turcia în ultimii ani a investit enorm de mult în Republica Moldova. Dacă nu greșesc, nu știu dacă este cazul să le fac publicitate, aici vorbim de TICA, care a implementat o sumedenie de proiecte în Republica Moldova și nu doar de infrastructură. Noi vorbim de grădinițe, noi vorbim de apeducte, noi vorbim de ecologie, noi vorbim, dacă de ecologie v-ați știți doar când a fost acele inundații în Găgăuzia, cea de-a lungă traversează un râu care a fost, deci acolo, începând la Poloboace, erau prin râul cel și ce vrei putea găsi, după, ca drept consecință a inundațiilor. Au avut și proiecte de infrastructură pe care ați menționat. Deci ei activează aici, în Republica Moldova, cu diferite proiecte de mai mulți ani, nu de ieri sau de alaltă ieri. Unul dintre ele a fost inclusiv și renovarea președinției Republicii Moldova. Un fapt care noi îl salutăm. Dar care este costul acestor sprijine care vin din partea Turciei? În termen extinși, să zicem. Republica Turcă... La ce se asumă Republica Moldova în raport cu aceste relații care se fundamentează prin sprijinul Turciei revenit în Republica Moldova? Deci aceste, să zicem așa, când nici nu sunt investiții, este mai degrabă un act de sprijin, aș zice eu, nu au fost condiționate în niciun fel. Adică Turcia a donat pentru reparația președinției? Evident, sunt bani care nu vor fi rambursați, bani care nu este un credit, nu există nicio datorie față de Republica Turcă. Evident că Turcia își dorește un prieten ce ține de Republica Moldova. Noi nu am fost și cel puțin nu ne dorim să fim inamicul Turciei. Ori Turcia, chiar avem ce învăța multe de la ei, în ce ține de agricultură și multe alte lucruri, tehnologii, de ce nu. Deci ar trebui să luăm de la ei tot ceea ce este mai bun. Evident că dacă vorbim despre alte aspecte care ne sunt străine, nu le vom accepta categoric. Însă aceste lucruri nu se întâmplă, deci nu am văzut ceva negativ. Ba mai mult ca atât, de exemplu, Turcia acordă un sprijin enorm, în general, Găgăuziei, având în vedere că cum se auto-identifică găgăuzii din care locuiesc compact pe teritoriul Republicii Moldova și multe alte lucruri. Deci am văzut că acum au inițiat iarăși de infrastructură un centru modern medical în Găgăuzia, pe care cel puțin partea turcă își spune că își iau angajamentul să-l doteze și cu cel mai performant utilaj medical. Noi nu putem să nu salutăm aceste acțiuni prietenești, aș zice. Dar recunoașteți ceea ce de fapt se comunica și în presă și nu ezitau anumiți comentatori să expună că Erdogan este un dictator și asta cumva în timp ar aduce anumite influențe negative asupra securității Republicii Moldova? Nu există niciun pericol pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Sunt cu totul alte elemente care chiar prezintă pericol. Însă unde este Turcia și unde este Republica Moldova? Deci, noi putem bănui teoretic, am putea bănui că pot prezenta pericol alții care ne sunt mai aproape, nu știu, vecini, ipotetic, dar nici de aici nu văd un mare pericol. Dar în cazul Turciei,
cu siguranță, nu văd cum, cel puțin, nici geografic, nici altfel. Bun, la acest capitol tindem a trage linia, coborâm mai jos în reprezentarea partidului cu care astăzi ați venit. Am vorbit și despre un slogan pe care l-ați și justificat și desfășurat. Uită, pentru că iarăși tind a mă repeta și o voi face pe tot parcursul emisiunii, pentru că foarte curând timp a mai rămas până când o să culegeți acele roade, adică acea simpatie, acel vot al alegătorilor pentru un meret sau altul, dar vom discuta ulterior. Sistem electoral mixt în această etapă, dacă să tindem să sumăm, sau poate și în concluzie până la ziua de astăzi, cât de mult a favorizat și favorizează PSRM-ul în aceste alegeri? Eu nu cred că favorizează cumva PSRM-ul. Eu pot să vă zic ceea ce am văzut eu personal. Influențează atunci și cum? Nu influențează nici într-un fel. Eu aș zice că are și plusuri acest, mai multe plusuri acest sistem mix. Eu am văzut, vorbesc de circumscripția pe care candidez. Da, și aș vrea să auzim și cum influențează direct pe dumneavoastră, subiectiv, mai ales că sunteți și candidat pe circumscripție uninominală. Păi, vă zic, deci ce își ține de circumscripția națională este totul clar, adică totul este cum a fost și până acum. În cazul circumscripției uninominale, eu vă zic, la circumscripția în care candidez 31, circumscripția în care candidez eu, sectorul Râșcani și Ciocana, doritori de a lua, de a deveni candidați la funcția de deputat au fost foarte mulți. Însă nu toți au avut capacitatea elementar măcar să colecteze semnături. Vă zic, au unii toți așa entuziasmați, dar când semnătura este o dovadă, în primul rând, că ești susținut însuși de cetățeni, cetățenii te cunosc, cetățenii apreciază ceea ce faci. Primele zile au venit cu duiumul acolo, toți așa deja se vedeau în fotoliu de deputat, dar când au ajuns la muncă, prima însărcinare pe care au avut să colecteze semnăturile și sub anumite condiții din circumscripția în care candidează, nu, tot face toți. Iată și pentru mine eu văd ca o sită care puțin mai selectează tot ce aici. Înainte cum era, tot cui nu era lene era candidat la funcție de deputat. Independenți. Și celul... acum avem peste cât? 400 de candidați? Pe total? Da. Da, în jurul la... Ambițiile sunt mari oricum. Dar când le raportăm deci, la o circumscripție sau alta, deci în dependență de circumscripție unde a fost interesul, cel puțin la ziua de azi, pe circumscripția unde candidez eu, sunt 5 candidați înregistrați. 5 nu sunt 12 sau 18, cum era anterior. Deci un buletin de vot de 2 metri, cetățeanul venea la scrutin și îi trebuia jumătate de oră să-l găsească pe cel care dorea să-l susțină. Acum lucrurile stau puțin altfel. Acum vom avea 4 buletine, dar nu un manuscris. Chiar și așa, celelalte 2 buletine sunt mult mai mici. Ați văzut deja, au fost și prezentat modelul acestor buletine. Ce ține de circumscripția națională, la fel nu va fi așa de lungă. Sunt înregistrate în jur de, cel puțin la ziua de ieri, erau vreo 10 înregistrate, au mai rămas, au mai depus câțiva actele și care au depus ultimii actele, mă refer, se examinează dosarele, dar chiar nu am urmărit dacă au fost înregistrați sau nu. Domnule Novac, și totuși sunteți candidat și pe listă de partid și pe circumscripție uninominală. Aici, care este miza pentru dumneavoastră? Unde credeți că veți lua un scor mai mare sau care este mai important pentru dumneavoastră? Lista sau circumscripția? Cu siguranță mai important este circumscripția, dar oricum noi suntem o echipă, nu este ceva deci, confidențial, suntem o echipă. Cum de fapt încearcă alții să ascundă după greblă, aș zice eu. Noi avem o sumedenie de așa numiți independenți, care în realitate sunt promovați de unele partide politice.
Pe circumscripția vecină, de exemplu, chiar ieri a fost înregistrat un candidat care are drept simbol o steluță. Inițial a dorit să fie steluță identică cu cea pe SRM, dar acum puțin a modificat-o. E schimbat culoarea. Dar nu, în buletinul de vot el o să fie alb-negru. Deci acolo culoarea chiar nu are importanță. Dar dorința de a duce electoratul în eroare a făcut posibil, cel puțin anterior, vă amintiți când a fost acel partid comunist reformator care din cauza denumirii, dar și a simbolului practic identic la 90%, oleac și trăștea în Parlament. A luat 5% și jumătate. Pragul era 6. Deci acest lucru se face și acum. Pe circumscripția colegului meu, Vlad Bătrâncea, a fost înregistrat un candidat spoiler, care eu, care urmăresc activ viața politică din Republica Moldova, habar nu am cine este domnia sa. Este un drept a domniei sale, în principiu, să candideze. Este bine. Dar cu atâta vâltoare și cu atâta așa de tare luptă ca anume să fie înregistrat simbolul electoral steluța, eu încă n-am văzut. Până la urmă, cel puțin aseară a fost înregistrat, e jumătate de frunză de cânepă și jumătate e steluță. Dar dacă este ceva micșorat, cum o să fie în buletinul de vot, deci practic este dificil de diferențiat steluța socialiștilor cu cea a unui... Deci nu insistă pe alt simbol. Sunt o sumedenie alte simboluri care... Cred că mai important ulterior va fi acea agendă cu care va veni într-o a se impune, într-o a tinde a rezolva anumite probleme în raport de ceea ce avem și mai sus. Dar eu pun pariu cu dumneavoastră că dumneavoastră nu are niciun program, nicio agendă. Eu îl urmăresc deja de câteva zile și în afară de câteva spoturi publicitare cum promovate pe Facebook, el nu știu ce... Nu, deja este ceva, probabil domnia sa nu are acele donații sau echipă, poate probabil cum are și pe SRM-ul și știți, operează cu fondurile de care dispune. Știți care este, eu cel puțin... Nediscriminând în sensul ăsta. Acest concurent a fost înregistrat aseară după ora 16. Dar începând cu ziua de vineri, promovează simbolul care practic este identic cu steluța socialiștilor încă de vineri, de vinerea trecută. Știa domnia sa cumva că o să fie înregistrat din timp? Spuneați că este de pe circumscripția colegului dumneavoastră, domnul Bătrâncea, da? Da. Nu, în contextul dezbaterilor care și noi le vom organiza începând de joi, 31 ianuarie, suntem siguri dacă la caz va fi prezent așa în cadrul dezbaterilor pe care noi o să invităm până la urmă pe tăți, vă da curs invitației. Vom tinde probabil la dezbate și acest subiect, dar până atunci trecem la iarăși ale noastre, tot despre alegeri. Domnule Novac, tinde să ne dați poate și o notă explicativă la caz. De ce? Pentru că unii concurenți electorali ai dumneavoastră în drept liber, putem să spunem, comunicau în anumite mesaje că dacă nu iau aceștia o majoritate parlamentară, cea mai bună alternativă sunt alegerile anticipate. Și aici am vrea să înțelegem și noi în ce context sunt reale opțiunea alegerilor anticipate. Sunt destul de reale, dacă cel puțin eu vorbesc din numele fracțiunii, formațiunii pe care o prezint, dar noi, cel puțin astăzi a fost prezentat un sondaj de opinie, nu știu, cred că l-ați văzut și dumneavoastră. Socialiștii sunt declarați lideri, dar iarăși sondajele diferă de la unul la altul, plus minus 3-4% într-o parte sau în alta. Și noi suntem cotați cu cele mai mari șanse la victorie. Dacă întâmplător sau nu întâmplător nu vom obține majoritate de unii singuri, atunci noi chiar nu vedem cu cine am putea face o eventuală coaliție. Probabil
Nu știu, dacă vor dori cineva din cei independenți, ori din alte formațiuni politice, ori poate din opoziția de dreapta, care... Nu știu. Dar la ziua de azi chiar nu vedem cum putem plămădi o coaliție post-electorală. Dar rata redusă de participare a alegătorului în scrutin la alegeri va influența rezultatul propriu-zis sau legitimarea alegerilor? Nu, eu am studiat toate cifrele ce țin de prezența la vot în ultimii ani. Nu a existat niciodată pericolul. Tot timpul a ieșit mult mai mulți decât deci mai mult decât suficient, astfel încât alegerile să fie validate prin prisma prezenței la vot. Deci nu există acest pericol că nu va fi prezență sau alt pericol. Eu cred că aceste alegeri vor fi validate. Doar dacă nu vor fi încălcări majore ce ține de corupere, adică alți factori care ar pune sub îndoială legitimitatea acestor alegeri, altul decât prezența. Dar eu cred că cetățenii, apropo, sunt destul de activi din cei ce eu zilnic am întâlniri prin cursele blocurilor de locuit, astăzi chiar am și mâine voi avea, deci eu particip peste tot și la dumneavoastră, la dezbateri și la alte posturi. Și noi o să le începem de joi. Și chiar o să așteptăm apel și vă așteptăm la caz când vom face invitația pe dumneavoastră, mai puțin reprezentanți. Vă promit că dau curs invitație neapărat și eu niciodată nu am refuzat. Eu pot să refuz dacă am careva eventual probleme, nu știu, vreo răceală, ceva, probleme de sănătate. Dar eu particip peste tot, mă puteți vedea și aici nu departe de televiziunea dumneavoastră, discutând activ la corturile PSRM. Eu nu văd un pericol, altul decât, dar deja au început să fie acțiuni din partea unor concurenți electorali, ce și numim noi coruperea legătură. Despre aceasta comunicăm puțin mai în josul emisiunii, pentru că avem și indicat. Până atunci propun să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la discuțiile noastre. Dragi telespectatori, publicitatea. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. Reamintim, în platoul emisiunii Candidat în această seară este domnul Grigorie Novac, candidat PSRM și pe listă de partid și pe circumscripție. Bună seara încă o dată. Bună seara. Domnule Novac, dar dumneavoastră credeți în opțiunea de organizare a legilor corecte și libere? Organizare ulterioară. De mersul campaniei vom discuta și despre aceasta. Dar despre organizare liberă și corectă. Cel puțin asta este datoria statului, este datoria autorităților care în principiu organizează aceste referendum a guvernării. Noi la ziua de azi avem, eu deja am avut câteva întâlniri cu observatori internaționali, am avut o întâlnire cu cei de la OSCE și mulți alții. I-am rugat să mai avem periodic aceste măcar o dată în săptămână să avem aceste întâlniri. Toți monitorizează și din câte cunosc cei de la OSCE, cel puțin ei fac un raport interimar, adică undeva la jumătate de campanie electorală. Pe plus minus, cred că peste o săptămână și jumătate va fi. Și unul după scrutin. Evident că dar avem și observatori ai noștri naționali de pe loc, ONG-uri și mulți alții care s-au înregistrat. În cazul în care vor bate alarma că sunt careva nereguli, ori încălcarea însăși a dreptului la vot și în genere ce ține de încălcarea procesului electoral, evident, noi vom fi cei care vom bate alarma, vom atenționa și vom fi împotriva acestor încălcări și stoparea lor imediată. Cu înlăturarea ulterioară a tuturor lacunelor, astfel încât să fie posibil de organizat alegeri libere și corecte la noi în țară. Și dacă vorbiți despre mersul corect al alegerilor,
Cum calificați, domnule Novak, dumneavoastră, acel incident de abuz în plină campanie electorală, făcând trimitere direct la cei doi reprezentanți ai blocului acum, un abuz fizic a candidatului Dinu Plângău de la asociat blocului și acel abuz, adică abuz fizic și abuz verbal la adresa domnului Munteanu în contextul de plin a mersului campaniei electorale. Revenind iarăși, libere și corecte. Sunt acțiuni care, în opinia mea, ar trebui și trebuie condamnate. Și vreau să vă zic, nu sunt doar acestea. Noi avem o hărțuire a candidaților noștri, a socialiștilor. Au fost pornite dosare penale, tentative de scoatere din cursă electorală. Știți sau nu, dar a fost un incident în Găgăuzia. La Bobotează? Da. Deci pe care, nu știu de ce, guvernarea încearcă să o întoarcă sub un alt unii. Candidatul PSRM, potrivit materialelor, a participat într-o bătaie, da? Nu a participat într-o bătaie. Sau a realizat-o. Sau... Deci a fost, scenariul a fost așa, un reprezentant al puterii, fiind, să zic așa, nu știu, încălzit prea tare de temperaturile de tărie, fiind la volanul unui SUV, a încercat să intre în mulțimea unde era, nu doar, deci candidatul nostru era cu mulți alți cetățeni care nu sunt membri ai formațiunii noastre politice sau alte, dar a încercat, a provocat, să zic așa, un pericol cu automobilul. Ulterior s-a început o ceartă și chiar o bătaie, iar candidatul nostru a intervenit să-i despartă ceea ce a fost. Dar cum s-a întors, ce întorsătură a luat, și nimeni nu spune, dar ce a fost mai departe acolo? Ori cel puțin, păi oameni buni, dar prezentați careva materiale, probe, video la cei ce spuneți. Nu le trântiți ca nuca de perete. Candidatul nostru a făcut și o conferință de presă unde a spus așa cum a fost. Deci, și toți întreabă, păi dar de ce reprezentantul Partidului Socialist nu a prezentat probe video? Păi voi aduceți acuzații lui, voi și prezentați-le. Există prezumția nevinovăției până la urmă. Și s-a început o campanie mediatică și un atac asupra reprezentantului nostru. Noi pur și simplu cunoaștem situația de fapt. Noi nu vom lua niciun fel de măsuri sau sancțiuni asupra dumnealui, deoarece este un domn respectat în acea regiune. Pe când cel care a provocat toată istoria asta figurează într-un dosar penal pentru omor, nu știu ce acolo. Deci istoria e mult mai umbrită. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, deci lucrul de astea continuă și în altă parte. La candidatul nostru pe circumscripția de la Râșcani, la fel din nordul Moldovei, la fel este hărțuit politic. Și multe alte lucruri, deci mai sunt cazuri. Noi pe toate le documentăm și aducem argumentele și dovezile de rigoare. Ce s-a întâmplat cu domnul Plângău, cu siguranță trebuie condamnat, ori noi trebuie să avem, să nu ieșim din limita bunului simț și din limita legală, dacă doriți. Deoarece toate aceste atacuri care se fac, indiferent cine este, Dinu Plângău nu este nici coleg, dar este cetățean al Republicii Moldova, este candidat la funcție de deputat și trebuie tratat conform legislației și cu respect. Despre documentare. Să documentăm și decizia domnului Igor Dodon de neparticipare la alegeri. Cum s-a ajuns la aceasta? Pentru că, până la urmă, dumnealui nu excludea posibilitatea că va candida și dumnealui. De ce, până la urmă, formatul acesta s-a indus? Noi am meditat foarte mult asupra posibilității de participare a domniei sale. Până la urmă a fost o decizie asumată a domnului președinte și cred că este una corectă. Dumnealui se axează în primul rând pe problemele cetățenilor. Chiar astăzi efectuează o vizită de lucru
în Federația Rusă, ceea ce ține de soluționarea și găsirea unei formule la exportul de producția agroalimentară din Republica Moldova, deoarece... Dar aceste vizite, pardon că am intervenit pe replică, sunt vizite oficiale a șefului statului, întâlnire corespunzătoare cu șeful statului, sau sunt întâlniri în reprezentarea partidului în țara X sau Y, în cazul ăsta, Federația Rusă? Nu, sunt, sunt întâlniri oficiale și din câte cunosc eu, domnia sa, la întoarcere în Republica Moldova, va organiza și o conferință de presă unde va prezenta rezultatele acestei vizite și va face, dacă doriți, un raport față de domniile voastre de mass media, cu cine s-a întâlnit, ce au discutat, care sunt rezultatele și toate celelalte. Iar dumneavoastră veți avea posibilitatea de a acorda toate întrebările șefului statului. Așteptăm atunci până la această revenire cu aceste note de raport. Domnul Igor Dodon, până la urmă, și-a acumulat un bazin electoral sau un bazin de alegători, așa, care de fapt îi sunt aproape, dacă ne permitem să spunem așa. Neparticiparea dânsului în aceste alegeri nu vor influența negativ rezultatele propriu-zise a PSRM-ului care le așteaptă? Este greu de spus, dar cred eu că cetățenii Republicii Moldova cunosc că șeful statului este de facto liderul socialiștilor. Cât de tare nu ar limita legislația națională în vigoare pe dumnealui, știți că a fost o lege votată intenționat special împotriva șefului statului, astfel încât să nu poată fi lider de partid. Noi toți spunem, și o spune chiar și doamna președinte greceană, că de iure avem un președinte, de fapt alt, cum, de iure avem un lider, de fapt alt lider. Cum, noi respectăm pe, o respectăm și pe doamna greceană, dar dumnealui a fost, este și va rămâne liderul nostru. Da. Chiar dacă are, este șeful statului. Și atunci, care a fost scopul constituirii acelei mișcări patriotice populare de sprijinirea președintelui, da, care a fost organizată, dacă nu greșesc, în 22 ianuarie, miercuri, da? Cu și participarea, potrivit comunicatului, a 1500 de persoane. Nu greșesc, nu dau greș. Dar, ca telespectatorul eu, să fie niște știință de cauză. Dumneavoastră, cred că ar fi mai oportun să adresați aceste întrebări instituției prezidențiale? Întrebarea venea pe fondul, bine, dânsul nu participă nici într-un format la alegeri, adică nu candidează, dar se construiesc aceste entități sau aceste grupuri de sprijin, le numiți sau le dați dumneavoastră nume. Și întrebarea era, care este scopul acum, înainte de alegeri, sau nu este o legătură cu alegerile? Nu este o legătură cu alegerile. Noi vedem fel de fel de elemente ambițioase, să zicem așa, din partea unor ONG-uri și ori formațiuni politice care aruncă fel de fel de săgeți veninoase în adresa președinției. Noi, în primul rând, am transmis un mesaj că noi nu vom permite atacurile asupra președintelui și instituției prezidențiale. Eu, la fel, susțin această mișcare și este binevenit acolo. Nu sunt membri ai Partidului Socialist acolo, sunt veterani ai războiului de pe Nistru, veterani ai războiului din Afganistan, veterani ai forțelor armate a Republicii Moldova, cei care au activat în Ministerul Afacerilor Interne și multe alte, mulți alții, ori pur și simplu cetățeni de rând. Și vreau să zic, chiar da, ieri am discutat cu câțiva cetățeni care au văzut, de fapt, prin intermediul mass media, au văzut această mișcare și doresc să țină legătura, aș zice eu, cu, deci rândurile lor cresc. Noi nu avem un scop oarecare pentru ce am creat, să zicem așa, această mișcare de susținere a șefului statului, dar
cu siguranță, dacă va fi nevoie, suntem gata să ne mobilizăm astfel încât să apărăm ceea ce numim noi instituția prezidențială, ceea ce numim noi respectarea normelor de drept și multe alte lucruri care se încadrează perfect în norma legală. Vă mulțumim pentru precizare. Revenind la acțiuni mai și recente, zilele trecute partidul pe care și-l reprezentați, PSRM, a organizat o conferință de presă cu participarea doamnei Greceanu-i, așa, domnul Libedinski, cine a fost domnul Batrâncea și domnul Ceban. Da. Dar până a trece, până la urmă, la chintesența întrebării care vreau să și vă dau, ce s-a întâmplat cu mâna doamnei Zinaida Greceanu, așa, pentru și aerisirea comunicării, ca să trecem după care la lucruri mai concrete? Chiar nu cunosc. Nu, eu... Știți, nu a fost cumva un abuz într-o iarăși influențarea poziției dânsei în raport de concurență electorală, poate, nu, ceea nu, ce ați comunicat nu, mai devreme? Deci nu s-a întâmplat nimic grav, s-a fost ceva, s-a întâmplat ceva mai grav, ori alte acțiuni avea să știu, dar... Chiar, mă rog, știți cum, mâine să mă vedeți, poate și pe mine cu o zgârietură în frunte, asta nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Mă rog, este... Problema semnăturilor, domnul Vac, dar dumneavoastră le-ați colectat deja. Da, eu le-am colectat și le-am, sunt înregistrat, primul am fost înregistrat, ceilalți chiar și care au luat listele de subscripție înaintea mea au venit mult mai târziu decât mine. Eu am venit primul și primul am fost înregistrat. Voi reveni ușor la mesajul acelei conferințe. În cadrul acestei întâlniri se comunicase că unii concurenți tind a corupe alegătorii. Ați putea veni cu anumite desfășurări în acest sens? Aș putea, dar o să o fac personal pentru dumneavoastră, că nu o să fie off records. Deci noi acum... La această etapă... Și corupere prin daruri, dacă nu greșesc, da. Era și indicat în comunicatul de presă. Exact. Noi avem deja, eu, după emisiune vă le prezint și dumneavoastră, aceste dovezi... Cred că și telespectatorii au un interes crescut. Dar până nu vom acumula suficient de multe dovezi, cu siguranță, ulterior le vom face publice. Le vom face publice. Dar noi deja avem... destule, să zicem așa, dovezi pentru ca cel puțin un concurent electoral să fie exclus din cursa electorală. Pentru aceste pomene electorale, coruperea alegătorului și multe alte lucruri. Domnule Novac, dar care ar fi diferența, de fapt, în sensul pomenelor electorale, adică pomene electorale daruri și pomene electorale promisiuni? Diferența este că sau promisiunile ar putea pe drept fi numite pomeni electorale? Nu. Conform legislației, aceste așa numitele metaforic pomeni electorale, orice și numim noi corupere alegătorilor, aceste bunuri au valoare bănească. Cei ce nu are promisiune. Iată și diferența dintre ele. Dar componenta de corupere se păstrează undeva în subsolul acestei formule. În dependență de ce se promite. Dacă se promite... Ce se realizează? Dacă se promite pensii și salarii decente, nu este componenta, ori acesta este un venit legal. Dacă se promit careva surse financiare care nu se încadrează în norma legală, evident că este corupere. Bun, mergem mai departe, pentru că și timpul ne presează. Ca mesaje se și comunica în conferința aceasta că partidul sau PSRM este unicul partid care dispune de suficiente calcule care să aprecieze creșteri ulterioare, fie creșteri salariale, fie pensii, fie rezolvarea problemelor de conflict cu partenerii străini și așa mai departe. În precizare scurtă, de unde PSRM-ul își propune, în termen, cum spuneam, scurt, își propune să ia bani într-o implementarea și desfășurarea acestor majorări de salarii, pensii și așa mai departe? Dacă foarte scurt trebuie, da? Deci, în luna septembrie 2018, la Chișinău a avut loc acel forum economic unde au participat, dacă nu greșesc, circa 70 de investitori străini.
dispuși să vină să investească în economia Republicii Moldova, în diferite sectoare, începând de la cel agrar și terminând cu industria ușoară. Solicitările domniilor sale au fost ca noi să le dăm garanții de stabilitate fiscală, deci nu fie modificat codul fiscal de 10 ori pe an, dar a fost votat politica bugetară fiscală, deci acest agent economic își programează activitate pe un an înainte. Și respectiv să fie din timp. Stabilitate în ce și stabilitate în, și corectitudine în sistemul judiciar, stabilitate politică și multe lucruri pe care noi la ziua de azi nu le putem asigura. Dar lucruri care le vom putea asigura după scrutin. Dacă ridicați arhivele video și o să vedeți declarațiile acestor investitori străini, o să vedeți că domniile lor sunt dispuși să investească în economia Moldovei circa $1 miliard SUA anual. Pentru ei este, ei sunt cointeresați de aceste investiții și Republica Moldova la rândul ei este cointeresată. Dacă să facem o retrospectivă, mergem 10 ani în urmă, în 2009 o să ridicați datele Biroului Național de Statistică și o să vedeți că investițiile străine anual erau de circa $800 de milioane SUA anual. Această cifră la ziua de azi este sub $200 de milioane. Lucru care ne indică direct că acest capital străin fuge din Republica Moldova. Deci, acei parteneri economici ai Republicii Moldova se tem să investească aici. Ori au temerea că de a nu rămâne, să vină mâine pe mâine cineva și să le zică, uite, ori 50% de nouă și 50% dar aceste lucruri au fost și sunt. Și au fost, să vă amintiți, toate scandaluri cele care au apărut în media, cui să-i pună post fiscal, cui să nu-i pună post fiscal cu Draxel Maieru și cu mulți altele. Deci lucruri care sunt total inacceptabile. Noi nu trebuie să tolerăm, să acceptăm așa că nu, statul, Republica Moldova, se comportă ca un, ca un tâlhar, ca un bandit cu investitorii străini. Și de ce ei își fug? Noi ne dorim și ne propunem și cu siguranță o vom face să asigurăm o stabilitate pentru și să le dăm aceste garanții, ca ei să activeze normal, ca ei să activeze în câmpul legal, să nu se ascundă, să teamă pentru a recurge la alte acțiuni mai puțin legale, zic de casa dublă, casa neagră, să ascundă veniturile și multe alte lucruri. Ba, dimpotrivă, sunt mecanisme pe care noi le-am promovat și le promovăm, cota zero pe venit, cu condiția reinvestirii în propria afacere și multe, multe alte mecanisme care vin să încurajeze agenții economici, atât locale cât și investitorii străini. Domnule Novac, dar la acel capitol unde șeful statului ne vorbea despre un potențial sprijin din partea Federației Ruse care ar fi gata să ne ofere acela grant ar fi, credit de valoarea $1 miliard sau euro, bine, vorbim acum în limite largi, pentru că ulterior colegii dumneavoastră ne ziceau că va fi creat un mecanism prin care va fi clar arătat cetățenilor banii aceștia de unde vin și pentru ce sunt, unde se vor duce. Ce avem la ziua de astăzi, pentru că nu știu de ce, dar parcă mai puțin se comunică. Chiar dacă este o sumă impunătoare care ar avea impact în infrastructura economică a Republicii Moldova. Va fi sau va nu fi? Și sunt lucruri pe care le cunosc și vi le comunic dumneavoastră, dar sunt lucruri pe care le cunosc, dar este prematur pentru a vă le comunica. Deci eu nu doresc. Cu siguranță vom face public, dar haideți nu împușcăm toate cartușele odată dintr-o împușcătură, să zic așa. Noi vom recurge la această etapă
în situația în care vom avea majoritate parlamentară, ori vom fi la guvernare. Și atunci, cu siguranță, vom face total transparent și chiar vom pune dezbaterilor publice și să aflăm și opinia cetățenilor, cum văd ei, poate altfel decât credem noi, și valorificarea acestor surse. Colegul îmi și șoptește în cască că ne mai rămân doar câteva minute până la finalul emisiunii, pentru că iată, cumulăm 50 de minute de program. O ultimă întrebare. Care sunt ambițiile reformatoare ale dumneavoastră pentru viitorul legislativ, domnule Novac? Nu știu dacă reușesc în două minute să explic tot ce ești. Avem deja probabil mai puțin de două minute. Ce ești ține de... să reformăm total sistemul... O abordare subiectivă. Deci, în capul tuturor trebuie să stea o economie puternică. De aici putem vorbi și de celelalte ramuri. Avem o economie puternică, putem să vorbim și de medicină de calitate. Avem o economie puternică, vorbim și de învățământ de calitate. Și tot așa pe toate celelalte dimensiuni. De ce zic? Nu investim în educație? Statul va fi nevoit să investească în penitenciare. Noi investim în sănătate. Inevitabil vor trebui să lărgim cimitirile. Nu vom încuraja tinerile familii să nu aibă frica să dea viață celui de-a doilea, treilea sau patrulea copil, stimulându-i statul prin diferite programe. Inevitabil vom ajunge la ceea că nu va avea mâine pe mâine cine plăti taxe statului astfel încât să putem achita pensii. Deci este un program foarte mare și mult mai larg, dar cu siguranță trebuie să începem de la indiferent cine o fi la guvernare, este enorm de mult de lucru. Deci situația este într-atât de proastă în Republica Moldova, încât știți, când intri în mijlocul unei livezi și nu ai de unde culege roade. Te uiți în jurul doar pomi fructiferi, dar roade nu sunt. Așa este și situația în Republica Moldova. Vom avea enorm de mult de lucru. Deoarece bani în buget nu sunt, economia este pe bortă, investitorii străini nu vin, asistența macrofinanciară este sistată, relațiile cu Federația Rusă sunt deteriorate și cu Uniunea Europeană la fel. Deci avem un șir de probleme. Toate acestea vor trebui de restabilit. Inevitabil. Altfel nu supraviețuim. Deci pentru că se așteaptă un volum imens, acum, deci comunicați-ți în replică că este foarte mult de lucru, noi tindem a ura toate bune, multă forță, mult succes și baftă în parcursul pe care tindeți să-l realizați pentru implementarea și ajunge la așteptările pe care vi le-ați propus. Mesaj care tindem să-l aducem foarte echidistant și imparțial tuturor invitaților prezenți a emisiunii Candidat, așa și concurenți, probabil așa și dumneavoastră. Nu că probabil, dar așa și este. Noi vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră, vă mai așteptăm, mai ales că de joi 31 ianuarie în intervalul orelor 18:30 începem și noi dezbaterile electorale. Vis-a-vis de invitațiile pe care le vom tinde al expedia atât dumneavoastră cât și tuturor concurenților de pe fiecare circumscripție din municipiu, tindem să dați curs invitației noastre și să vă așteptăm și să vă revedem iarăși în platoul emisiunii noastre. Până atunci, la mai mult și la mai mare, toate bune, pe curând! La revedere și vă mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ați fost cu noi. Aceasta a fost ediția emisiunii Candidat din această seară. Vă așteptăm și mâine de a fi cu noi la orele 21, iarăși emisiunea Candidat. Și de joi, în fiecare zi, la dezbatere electorale, ora 18:30. Toate bune, pe curând!